Bună ziua, vă spunem și noi, cei de la Școala Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni. Iată-ne astăzi aici în cupola Bibliotecii Județene Chirileanu. Este o onoare pentru noi de a finaliza un an de proiect Erasmus aici la Biblioteca Chirileanu. Și aș vrea să le mulțumesc gazdelor care au făcut acest lucru posibil. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor Ștefan Diaconu, care, prin implicarea dânsului, avem și o expoziție a copiilor noștri din cele învățate în proiectul Erasmus, în mobilitățile din anul școlar 2023-2024. Aș începe periplul nostru european al școlii gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni, anul 2017, când a fost prima încercare de proiect Erasmus, am depus un proiect Erasmus, a fost respins, ce-i drept, dar am învățat din lucrurile pe care le-am trecut greșit în proiect și în 2018 am obținut un prim proiect Erasmus, Instrumente pentru Educație Eficientă, unde 9 cadre didactice de la Școala Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni au mers la cursuri de formare în Spania, în Slovenia, în Cehia, unde au căpătat practic și din obiectivele pe care noi le-am propus prin proiectele Erasmus, dezvoltarea competențelor, metode noi de predare și tot ceea ce înseamnă internaționalizarea școlii gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni. 2021, acreditare Erasmus, acceptată de Agenția Națională și de către Uniunea Europeană, un prim an în care în formări au plecat 33 de cadre didactice și elevi, 2 săptămâni de activități de învățare în Granada, Spania, o săptămână tot la Granada, în Spania, la Cervantes, Colegiul Cervantes, nu Colegiul Cervantes, ci Ave Maria Casa Madre, mă scuzați. La Cervantes a fost un alt curs, în Alcala de Henares, lângă Madrid, unde am participat și eu, ceva pe violență și părăsire timpurie a școlii. Spuneam, acolo au avut ocazia copiii să cunoască noi procese de învățământ, noi stiluri de învățare, dublu mai copii, ci și cadre didactice participante, dar și au vizitat Granada, care este un oraș istoric, prin Muzeul Alhambra, prin alte edificii culturale din acea zonă. Anul școlar 2023-2024, o finanțare de aproximativ 34.000 de euro, mobilități în Cehia, 3 colegi de ale noastre au mers la formare, nu o să povestesc prea multe pentru că colegele noastre sunt aici și o să vină pe rând să vă povestească câteva lucruri din ceea ce au acaparat, să spun așa, din această mobilitate Erasmus. O mobilitate de elevi în Grecia, în Rodos, cu 2 colegi profesori care au participat la job shadowing și 2 cadre didactice însoțitoare pentru cei 8 elevi la mobilitatea de grup. O mobilitate în Turcia, în Salihli, regiunea Izmir, o zonă pitorească, o zonă istorică, unde la fel 2 colegi de-ai noștri au participat la job shadowing și 8 elevi cu 2 profesori însoțitori. Cam asta a fost periplul nostru european din 2018 până astăzi. Vreau să vă spun că deja din 1 iulie suntem în al 3-lea an de acreditare cu un buget de 37.900 de euro. Suntem în pregătirea comisiilor a procedurii de selecție a elevilor și cadrelor didactice pentru formările ce vor avea loc în acest an școlar. Eu cam atât am avut să vă spun. Aici se derulează și un PowerPoint, un filmuleț.
cu imagini din toate mobilitățile pe care noi le-am desfășurat. Și aș vrea să-l invit aici pe Ștefan, pe colegul nostru și temerarul nostru, să-i spun, în toată această proiecție a diseminării proiectului Erasmus din anul școlar 2023-2024. Este un component al echipei noastre de proiect, este un component al echipei care face performanță, zic eu, la școala gimnazială Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni. Eu vă mulțumesc încă o dată, nu o să mai trec pe aici. Rând pe rând, colegii mei o să vină să vă povestească de tot ceea ce înseamnă, a însemnat 2023-2024 proiectul Erasmus, și pe lângă colegii mei care vor veni aici, vor veni și copiii să vă împărtășească din impresiile pe care ei le-au avut în mobilități. Eu vă mulțumesc. Doamne ajută să fie bine și să avem un an cu bucurii toată lumea. Domnule profesor, vă rog. Stimați elevi, foști absolvenți, actuali elevi la diferite licee din Piatra Neamț, să vă spun în primă fază așa o mică poveste. Acum 10 ani eram chiar la nocturna bibliotecilor în anul 2014, eram cu o expoziție personală în acest spațiu. Nici nu știam că sunt membru a Uniunii Artiștilor Plastici, că o să devin, nici nu știam că o să ajung în fața voastră să predau educația plastică. Nu știam unde să fie destinul meu, încercam pur și simplu să mă afirm. Ceea ce văd după 10 ani, consider că este un lucru minunat din punct de vedere al carierei mele, cât și rezultatele voastre, le văd foarte bine. Expoziția de față reunește un număr de 60 de lucrări realizate în tehnica culorilor acrilice pe pânză și, evident, sunt rezultatele muncii voastre în tabăra desfășurată în luna iunie, partea proiectului nostru Erasmus. O tabără de creație ce s-a desfășurat la școala Ruseni. Mulțumesc și eu domnului director pentru finanțare și ajutor pentru dezvoltarea acestor minunate lucrări. Legat de stilul fiecăruia, există un stil și îl aveți și păstrați-l. Există viziunea și păstrați-o și dezvoltați-o. Și orice vă vine în minte să fiți creativi, asta este și sfatul meu ce vă-l dau în timpul orilor de curs. Da, am spus cuvântul stil și viziune. Cuvântul stil și viziune, sintagma stil și viziune este de fapt proiectul ce l-am desfășurat din anul 2016, de când am început călătoria mea în învățământ, tot aici în biblioteca, în sala cupola bibliotecii județenii Getechilea din Piatra Neamț. Am dezvoltat pe parcursul anilor mai multe parteneriate interinstituționale între această minunată instituție de cultură cu diferite unități de învățământ din județul Neamț. Evident că toate aceste parteneriate vă oferă ocazia să vă vadă și altcineva rezultatele voastre, nu numai profesorul și colegii din sala de clasă sau alți colegi de-ai mei profesori. Vă felicit, sunteți talentați, ați depus un efort considerabil pentru realizarea acestor lucrări și nu mai spun că se declară expoziția deschisă oricum luni, de fapt astăzi este ultima zi și luni o să se întoarcă lucrările către voi la școală, o să primiți fiecare lucrările.
Mulțumesc încă o dată și doamnei director Mihaela Mereuță pentru parteneria, doamnei Călin și domnului Daniel Stelescu, oamenii din spatele secția Carte, Artă și Informare Audiovizuală Victor Brauner. Vă mulțumesc și declar cumva expoziția deschisă chiar și în ultima zi. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați invitați, dragi colegi și elevi, mă numesc Roman Brândușa și sunt mândră să fiu parte a acestei povești Erasmus, a acestui proiect extraordinar care se derulează în școala Ioan Grigore Teodorescu Ruseni. Am făcut parte din această echipă încă de la început, însă o să fac câteva referiri doar la ce s-a întâmplat în anul școlar precedent, când împreună cu alte două colege din școala noastră, doamna Axinte Mihaela prezentă de față și doamna Negri Diana, care nu a putut să fie alături de noi, am fost în perioada 15-19 aprilie în Cehia, Praga, unde un formator de înaltă prestanță profesională ne-a adus în fața minții metode, tehnici noi de învățare, folosind platforme, folosind aplicații, Canva, Plickert, Kahoot, Quizzes, acum îmi vine în minte ClassDojo, care au mai fost acolo și le-am practicat și le-am exersat împreună cu formatorii noștri, pe care ulterior, în diverse activități, le-am aplicat pe clasele de elevi și aceștia și-au arătat o mare disponibilitate și au fost încântați de ce le-am prezentat noi din experiența pe care noi am acumulat-o acolo. O echipă puternică, oameni minunați, oameni hotărâți, oameni determinați, care ne-au arătat lucruri interesante. Majoritatea se pot aplica la clasa de elevi. E vorba de tehnologia informațională și a comunicării care încet, încet ne acaparează și îmbină cumva. Noi suntem dispuși la nou și aplicăm metode tradiționale alături de metode inovative, moderne, iar lucrurile acestea prind foarte bine la public, la elevi care sunt cei mai dispuși la a aplica aceste tehnologii și în viața personală, cu atât mai bine și la școală. A fost o experiență inedită, o experiență extraordinară. Noi am venit cu plus valoare în școala noastră, suntem mândri, mulțumim managementului care ne-a oferit această oportunitate extraordinară ca noi să avem posibilitatea să ne formăm, să ne dezvoltăm fiecare pe partea noastră profesională. Ce pot să spun? A fost o experiență inedită, v-am spus, de 4 ani participăm, am făcut referire doar la această ieșire, ultimă ieșire. Și încercăm cu aceste metode să motivăm copiii pentru învățare în general și pentru științe în particular, acolo unde predau și eu și sperăm să fie cât mai atractive. Vă mulțumesc și plecăciune! Bună ziua! Numele meu este Roxana Caliman, sunt profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială Ioan Grigore Teodorescu Ruseni și vreau să vă spun că în anul trecut școlar am avut deosebită plăcere să însoțesc un grup de 8 elevi în mobilitatea din Grecia, în Rodos, alături de colega mea învățătoare Timofte Mihaela și domnii de pe Job Shadowing, domnul profesor Macovei Codruț și doamna domnișoară educatoare Anabela Acatrini. Prin parteneriatul pe care l-am avut cu școala gimnazială din Ialisos, elevii noștri au avut oportunitatea să desfășoare activități în comun cu elevii din Grecia, să-și exerseze abilitățile de socializare, de comunicare în limba engleză. De asemenea, am beneficiat și de activități recreative, prin intermediul cărora am luat contact cu cultura și civilizația mult renumită din Grecia. Pentru noi a fost o șansă unică, să zicem. Suntem foarte încântați să participăm la astfel de mobilități și invităm pe toți care au șansa să ne urmeze exemplul. Vă mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit!
Vreau să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru că sunteți prezenți aici. Voi fi cât de succintă pot. Pentru mine experiența Erasmus de până acum a fost una unică și foarte frumoasă. În anii de gimnaziu, începând din 2022, am reușit să particip la două ediții, cum s-ar spune, care m-au învățat foarte multe lucruri și mi-au îmbogățit activitatea culturală. De asemenea, voi vorbi despre activitatea de anul trecut, experiența de anul trecut din Turcia. A fost un loc unde de mult timp mi-am dorit să ajung și cu ajutorul școlii și al activităților am reușit să particip și să ajung acolo. Împreună cu colegii și profesorii care ne-au întâmpinat, experiența a fost una foarte frumoasă, care mi-a dăruit multe lucruri. Am vizitat multe locuri turistice, de asemenea am învățat și foarte multe lucruri și pe lângă aceste activități. Pe lângă acestea pot menționa câteva. Am fost la cetatea Efes, la Pamukkale și de asemenea am făcut și multe alte activități la școala de acolo, printre care și experiența prin a cunoaște colegii de acolo a fost una nouă și foarte frumoasă. Vă mulțumesc tuturor celor ce ați făcut posibile aceste activități și cam atât pot spune. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Călimane Elena Laura, fost elevă la școala Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni. Am avut ocazia să particip la proiectul Erasmus Plus atât în Spania, în Granada, cât și în Turcia. Vreau să mă refer acum strict la orele care le țineau profesorii în școala din Turcia. Mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut orele de TIC, au fost niște ore foarte interactive și în același timp și practice, adică era atât interactiv cât și teoretic, în același timp era și teoria și partea interactivă, ca să nu te plictisești. Profesorii erau foarte deschiși la toate materiile și, deși nu înțelegeam limba, prin gesturile lor îți dădeai seama la ce vor să se refere și la informațiile pe care ți le ofereau doar din mimică și din gesturi. Ceea ce a fost destul de interesant, pentru că limba turcă, într-adevăr, este o limbă dificilă. Dar, cum am zis, te înțelegeai cu oamenii așa, din semne și da. Oricum, mi-a plăcut foarte mult și chiar mă bucur că am avut ocazia să particip la acest proiect și vreau să vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnului director, și profesorilor și, deși am început liceu, vreau să știți că mi-e dor de voi. Chiar mi-e dor de ruseni. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor, mă numesc Ignat Elena Alesia, sunt fost elevă a școlii gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu din Urseni și am avut șansa să particip la proiectul Erasmus Plus în Turcia. Concluzia pe care am tras-o din săptămâna în care am fost acolo ar fi că ei au un stil total diferit de a învăța copiii lucruri mult mai interesante de care chiar nici nu mi-aș fi putut imagina. Spre exemplu, olăritul, eu niciodată nu am olărit. Și cu ajutorul profesorului de acolo chiar am reușit să fac un vas chiar foarte drăguț. Aș vrea să l-am în casă acolo, să l-am amintire. Și chiar și orele de curs erau mult mai interesante prin activitățile pe care le propuneau. Mulțumesc frumos tuturor! Și chestia asta chiar m-a făcut mai independentă și nu o să uit niciodată experiența asta. Mulțumesc! În încheiere, mulțumesc încă o dată conducerii bibliotecii județene GT Chirileanu pentru această oportunitate și vom păstra colaborarea și parteneriatele cu interinstituționale. Vă mulțumesc!